Vine Crăciunul. Știm prea bine, e cea mai mare bucurie, miroase a brad și a sarmale în orice colț de Românie. E sărbătoarea aia în care se adună în fiecare casă părinți, bunici, dar și copii și râd stând ore întregi la masă. În acest an, destinul, iată, ne-a pus pe mulți la încercare, sunt oameni dragi ce fac Crăciunul la kilometri depărtare. Rămân copii plecați departe ca să-și salveze viitorul, rămân părinți oftând acasă, doar ei cu grijile și dorul. Ce s-a întâmplat în acest an nu poate azi scurta distanța, dar dragostea pentru cei dragi a mărit și mai mult speranța că totul o să fie bine și în anul care stă să vină ne vom întâlni cu toți de Paște să luăm lângă cei dragi lumină. Stau lângă bradul ăsta mic al unora cu suflet mare care își doresc a fi alături în astă sfântă sărbătoare de toți românii, fie ei diasporă sau de pe acasă. Carol e, ca și în alți ani, cu drag pe fiecare masă. În orice magazin de aici, prin rafturi, Carol îi găsești, dar și afară în multe țări, în magazine românești. Aduce, ca și alte dăți, doar gustul românesc pe masă și face să îți fugă gândul la sărbătorile de acasă. Lucrez cu ei de ceva timp, am dat și premii, am făcut bine și acum am vrut ca gândul lor să-l pun aici în niște rime. Sper să aveți sărbători frumoase, oriunde ați fi, cât de departe, și țineți minte că distanța nu e cea care desparte, ci întărește și mai mult iubirea, dorul și dorința să aveți sărbători cu bine și să iubiți cu toată ființa. Crăciun fericit!